Doamnelor și domnilor, stimați invitați, dragi elevi, această masă rotundă la care ne-am adunat astăzi aici are ca scop evocarea personalității celui care a fost făruitor de țară, Iuliu Maniu. Dați-mi voi în acest sens să începem această masă rotundă cu un moment de reculegere în memoria celui care a fost Iuliu Maniu. Dat curs invitației noastre de a vă alătura aceste mese rotunde. Le mulțumim partenerilor pentru faptul că au spus prezent astăzi la această manifestare. Este o manifestare la care nu ne așteptam să fie atâta lume. Iată-ne în sala mare a primăriei din Șimleu Silvaniei, evocând personalitatea lui Iuliu Maniu. Dați-mi voie ca pentru început să ofer cuvântul gazdei noastre, domnului primar Septimiu Țurcaș. Să rămână, domnișoarelor și domnilor, bună ziua, domnilor! Este o mare bucurie pentru noi să fim gazdele acestui eveniment. Pentru mine în special, pentru că, din punctul meu de vedere, Iuliu Maniu a fost omul care m-a inspirat în viața politică pe care am avut-o. Pentru că în următoarele momente vorbim în fața dumneavoastră despre personalitatea lui Iuliu Maniu și a celor care au făcut Marea Unire. Stimații noștri invitați, care sunt foarte documentați, dați-mi voie să vă spun o poveste. Și este o poveste adevărată. Dacă pentru majoritatea oamenilor din această țară până în anul 1989, Iuliu Maniu nu exista și nu exista dintr-un motiv simplu, pentru faptul că iubitul partid a avut mare grijă ca personalitatea lui Iuliu Maniu să fie adusă în mințile unor oameni cu totul denaturat și în mințile, și în majoritatea sufletelor oamenilor din această țară nici nu exista, pentru că nu se vorbea despre Iuliu Maniu, despre liderii politici, religioși care au fost trimiși în pușcăriile comuniste. Existau părți în această țară unde Iuliu Maniu trăia în fiecare secundă. Și am fost norocos să trăiesc într-o astfel de locație. Și dacă pentru fiecare dintre noi cele mai frumoase clipe sunt cele ale copilăriei și cele ale adolescenței, în copilăria și în adolescența mea, eu am trăit în Bădăcină. Fiind, din acest punct de vedere, oarecum avantajat. Pentru că în Bădăcină spiritul lui Iuliu Maniu a fost și a existat întotdeauna. Și mi-amintesc cu mult, mult drag că în anii copilăriei mele și în anii adolescenței mele, despre toți acești oameni din sat, în mare parte decedați astăzi, care vorbeau cu atâta drag despre liderul lor, liderul localităților, Iuliu Maniu. Și în același timp m-am bucurat să fiu prezent, deși la început eram mai mic și poate nu eram prea interesant pentru cei care îi mai plimbau pe tineri pe la poliție. Mi-amintesc cu emoție despre 1982, eram în clasa 8-a și în alți ani în care tineri curajoși, probabil și vârsta aceea i-a îndemnat să facă acești pași, tineri curajoși din Bădăcin, foarte mulți, m-aș aminte aici pe Nicu Pop și pe, nu știu, poate în sală, și pe Neluțu Pop, care de fiecare dată, în luna februarie, se adunau într-un anumit fel, încercau, îl convingeau pe sfătul din sat să tragă clopotele și se duceau la casa memorială lui Iuliu Maniu să depună o coroană de flori sau flori în cinstea lui Iuliu Maniu. A fost clipe pe care nu le-am uitat și îmi rămân foarte adânci
adunci imprimate în minte. Și în final, ca să nu prelungesc foarte mult, uitându-mă în sală, mă bucur că ceea ce a spus Iuliu Maniu, în politică putem fi adversari, dar niciodată nu dușmani, se adeverește aici, pentru că văd în această sală reprezentanța ei mai multor partide politice și vă mulțumesc pentru aceasta. Așa cum spunea și domnul primar, avem în sală alături de noi și ne bucură acest lucru, invitați speciali, cercetători, profesori, alături de înalte fețe bisericești, elevi, și este un lucru important pentru noi. L-am alături de mine pe profesorul dr. Ioan Ciocean, cel care a pus bazele muzeului de la Bădăcin și care ne va vorbi în clipele următoare, cercetătorul științific dr. Marin Pop de la Muzeul de Istorie și Artă din Zalău, un partener de încredere pe care ne bucurăm să-l avem astăzi alături de noi, profesorul Silviu Junjan de la Școala Gimnazială Silvania din Șimleu ne va prezenta de asemenea un material interesant, și nu pot să nu enumăr instituțiile partenere și aș începe cu prietenul nostru, părintele Cristian Borz, fără a cărei susținere probabil nu am fi fost astăzi în această sală, și vă vom prezenta puțin mai târziu un document inedit pe care l-am expus și o să vă invităm după această masă rotundă să-l vizionați în premieră. Este un document interesant pe care părintele Borz l-a primit în urmă cu ceva timp și ne-am dorit ca și această masă rotundă să putem discuta în jurul lui. Am dorit să mulțumesc Direcției pentru Cultură, reprezentată de doamna manager Doina Cociș, care mulțumim, Biblioteca Județeană Ionita Scipione Bădescu, reprezentată de doamna manager Florica Pop, domnul manager al Centrului de Cultură și Artă al județului Sălaș, căruia îi mulțumim, și aș vrea să menționez și expoziția de carte pe care au adus-o și o puteți găsi în partea din spate a acestei săli. Aș dori de asemenea să le mulțumesc și celor de la Muzeul de Istorie și Artă, reprezentați astăzi prin Marin Pop, și dumneavoastră tuturor celor care pentru câteva minute bune sperăm să găsiți în această masă rotundă posibilitatea de a vă exprima ideile, opiniile și să aflați probabil mai multe lucruri despre personalitatea lui Iuliu Maniu și a faptului că a contribuit mult la ceea ce în 1918, anul acesta, în anul centenar, noi sărbătorim 100 de ani de la Marea Unire. Iar această unire a Transilvaniei cu România s-a realizat prin sprijinul și cu efortul conjugat al tuturor românilor și al națiunilor conlocuitoare, dar și prin sprijinul partenerilor externi. De aceea este important ca în anul acesta să fim mai uniți și să ne uităm mai bine în jurul nostru și să construim o țară frumoasă împreună. Dați-mi voie să ofer cuvântul doamnei director Doina Cociș, pentru că dânsa a fost cea care, începând de anul trecut, a pus bazele unor activități premergătoare acestui an, anul centenar. Doamna director. Mulțumesc foarte mult! Bună ziua, Doamne ajută, împărătate fie Iisus! Mă bucur că suntem împreună, ca deja de mulți ani din coace, la Șiuleu, la Bădăcin, mâine, în momente care aduc în memoria noastră clipe importante pentru nașterea poporului român. Iuliu Maniu rămâne pentru noi toți și a fost și până acum un reper pe care trebuie să-l păstrăm viu în mintea și sufletul nostru. Așa cum spunea și Daniel, da, așa s-a întâmplat, la sfârșitul anului 2017 să lansăm anul centenar în județul Sălaș, la Zalău și la Șimleu Silvaniei, cu sufletul deschis, cu decență, cu eleganță și cu multă responsabilitate.
Continuăm în anul acesta, un an binecuvântat de Dumnezeu, un an al bucuriei noastre, al tuturor românilor, să fim împreună de centenar și suntem astăzi împreună, ceea ce este extraordinar. Și aș vrea să vă spun că împreună cu oameni cu foarte mult suflet, continuăm o campanie care începuse în urmă cu 3 ani, în 15 februarie 2015, chiar de ziua Părintelui Cristian Borz, dacă bine țin o minte, sau mă rog, în apropierea zilei dumneavoastră de naștere. O campanie care a strâns în jurul ei oameni de aici, oameni de pe care lume necunoscuți, oameni care au simțit că istoria trebuie să fie prezentă prin reabilitarea casei memoriale Iuliu Maniu de la Bădălcin, imobil monument istoric care, din motive pe care astăzi nu le discutăm, a ajuns într-o stare avansată de degradare. Așa cum spuneam, acești oameni, și voi spune aici, Părintele Cristian Borz, împreună cu dragii noștri prieteni de la publicația Sălajul Pur și Simplu, au inițiat această campanie de strângere de fonduri, care a donat sumă frumoasă, în jur de 75.000 de euro până acum. Și iată, astăzi, Casa Memorială Iuliu Maniu este în picioare, datorită domnilor lor, și le mulțumim pentru asta. Și pentru ca efortul să fie în continuare unul la care să putem participa cu toții, peste două săptămâni, la Zalău, organizăm o gală caritabilă în locul Galei Culturii Sălăjene, care ar fi trebuit să fie anul acesta, la ediția 8-a. Am considerat potrivit să ne îndreptăm toată atenția și toată energia noastră înspre o gală caritabilă în cadrul căreia să strângem bani pentru a continua lucrările de reabilitare. Și să scriem oarecum o pagină de istorie, fiecare dintre noi. Nu instituții, nu minister, nu oameni simpli. Fiecare dintre noi are ocazia să vină peste două săptămâni la Zalău și să facă o donație care în prima fază va fi de 200 de lei. Pe baza acestei donații, fiecare dintre noi va avea acces la acest eveniment, unde se vor întâmpla lucruri grozave, credem noi, și vom reuși să strângem o sumă frumoasă de bani care să ne facă cinste și să putem să continuăm și chiar să finalizăm lucrările de reabilitare. Iar la 1 decembrie 2018 să stăm cu fruntea sus în fața istoriei și în fața Sfinxului. Ați primit, aveți fiecare în fața dumneavoastră, o invitație care practic este o informare despre ceea ce se va întâmpla peste două săptămâni la Zalău și vă așteptăm să duceți vestea mai departe că se întâmplă acest lucru, oamenii să vină să cumpere acele invitații care practic constituie donația fiecăruia și să ne întâlnim în cadrul unui eveniment care să ne bucure și să ne facă cinste. Vă mulțumesc de pe acum, pentru că sunt convinsă că mulți dintre dumneavoastră veți împreună cu noi și să ne rugăm Bunului Dumnezeu să ni se împlinească visul nostru și al lui Maniu, Casa de la Bădălcin să devină centru pentru instruirea tinerilor. Vă mulțumesc și vă așteptăm cu mult drag! Și noi avem speranța că această casă în acest an va fi redeschisă și va fi, așa cum spunea și doamna director, centrul pentru tineri de instruire și mai mult un loc în care să ne aducem aminte de urmașii noștri, cei cărora le mulțumim pentru că avem o țară frumoasă și unită. În continuare, permiteți-mi să ofer microfonul și cuvântul doamnei Florica Pop, manager al Bibliotecii Județene Sălaj. Nu se putea să nu venim azi la Șimleu, pentru că aici a fost și este o vatră de cultură românească profundă și adevărată. N-aș vrea să vorbesc prea mult acum, dar o să completez pe colega mea, Cătălina Cociș, spunând că noi, bibliotecile, în general și Biblioteca Județeană Sălaj în special, nu doar anul acesta, ci în permanență, în sufletele copiilor și a tinerilor, acolo dorim să punem modelul Iuliu Maniu. Nu vorbe ne dorim. Ne dorim activități care, într-adevăr, să ne schimbe, să ne facă să vibrăm frumos, împreună,
Și de aceea, pe lângă ceea ce se va întâmpla la Gala Culturii în Zalău, o spun și astăzi la Șimleu, noi, Biblioteca Județeană și împreună cu toți colaboratorii, vom duce vestea aceasta în tot județul Sălaj, în fiecare localitate, că în anul centenarului Marii Uniri, la Bădăcini trebuie să strălucească simbolul, adică Casa Memorială Iuliu Maniu. Vom continua să ducem tineri acolo și cel mai simplu mesaj al nostru, a celor care adunăm informații, este ca fiecare dintre noi, fără festivisme, fără a dori să ieșim printr-un fel sau altul în față, avem datoria morală, să clădim în suflete modele. Iar Iuliu Maniu este unul de o clară și inegalabilă profunzime. De aceste modele avem nevoie, nu de cuvinte. Așa că nu o să vorbesc prea mult astăzi. Vă rugăm să fiți împreună cu noi, cu toți oamenii din cultură și din Sălaj, ca la 1 decembrie 2018 să putem crede că suntem vrednici de măreția anului 2018. Dau cuvântul în continuare domnului Daniel Săuca, director al Centrului de Cultură și Artă al județului Sălaj, un partener, la fel ca toți ceilalți parteneri. Un partener pe care atunci când l-am invitat să ne sprijine și să ne ajute, a făcut și a spus da, mai mereu. Bună ziua tuturor! Sigur că mă aflu și eu aici împreună cu colegii de la Instituția de Cultură Județene și cu colegii de la instituție într-un demers firesc de a marca simbolic acest an centenar. Noi nu am fost foarte prezenți public în această perioadă din rațiuni care țin de adoptarea bugetului și pe anul 2018. În aproximativ 2 săptămâni o să facem public ceea ce ne-am gândit noi, planul nostru pentru anul 2018, asta după ședința Consiliului Județean care va avea loc la sfârșitul săptămânii viitoare. Va exista și o linie de finanțare pentru tot ce înseamnă activități legate de centenarul județul Sălaj. Vor exista, deci, puncte de sprijin pentru toți cei care în acest an centenar vor dori să contribuie la marcarea acestui important eveniment, dar toate la timpul lor, așadar peste aproximativ 2 săptămâni o să publicăm, o să dăm publicității ceea ce ne-am propus și va fi aprobat. În altă ordine de idei, în acest an ne-am propus ca cele 4 localități simbol ale Sălajului să fie cât mai des vizitate de toți cei care vor fi oaspeți, atât scriitori cât și artiști plastici și așa mai departe. La zilele revistei Caiete Silvane, care vor avea loc la sfârșitul lunii martie, le-am propus să facem un prim itinerariu simbolic pe Cimbocșa, Bobota, Băsești și atunci vă cerem de fapt un sprijin să ne fiți gazde la Bădăcini pentru scriitorii care vor veni din țară la zilele revistei Caiete Silvane. În rest, așa cum spunea și Florica Pop, e vremea faptelor, a decenței, a unității, a eliminării măcar în acest an a violențelor de tot felul, mai ales a violențelor de limbaj. Dacă tot vrem unitate, atunci hai să o și demonstrăm că putem să fim împreună. Și asta nu numai cei care au funcții de unități publice, cât toți românii. Degeaba aruncăm cu noroi sau cu alte lucruri în acești oameni dacă noi, în general, nu putem să fim împreună. Și probabil aceasta va fi una dintre lecțiile minunate pe care, de pildă, o pot primi și politicienii noștri. Nu toți sunt la fel, nu toți politicienii sunt la fel, dar sunt câțiva care nu înțeleg nicicum că în acest an normalitatea înseamnă și decență și implicare în viața tuturor. Vă mulțumesc pentru atenție. Și noi vă mulțumim.
Această masă rotundă a fost gândită în urmă cu ceva timp împreună cu părintele Bors, în momentul în care am primit și am văzut pentru prima dată un document inedit în limba idiș. De fapt, este un manifest, cum aveam să aflu puțin mai târziu. Am trimis acest document la Ierusalim, unde, prin bunăvoința unei cunoștințe, am reușit să traducem documentul din idiș în limba română. Îl aveți cu toții pe masă în față și mai avem câteva exemplare pentru cei care nu au intrat în posesia lui. Și ne-am gândit să organizăm această masă rotundă despre care probabil părintele Bors va putea spune mai multe și despre documentul respectiv. Eu am contribuit doar prin acest lucru de a trimite documentul spre traducere. Nu am făcut mare lucru pentru că nu sunt specializat pe această perioadă și nu sunt specializat pe tema de astăzi. Dar mi-am dorit foarte mult ca prin intermediul acestei mese rotunde să ducem mesajul de unitate mai departe. Și așa cum au spus toți interlocutorii de până acum, să ducem mai departe prin generația tânără, prin elevi, tineri, studenți. Istoria acestui manifest a început acum 2 ani, în noaptea de Crăciun, când am fost colindat de către redactorul șef al ziarului Crișana din Oradea, domnul Daniel Mann, prezent aici, și care mi l-a adus. Am rămas impresionat, sigur, el este scris cu grafie ebraică, am înțeles ceea ce era scris doar cu grafia latină, Iuliu Maniu. Am gândit că se referă la Iuliu Maniu. Ne-am gândit imediat să-l traducem și l-am rugat pe Daniel Stejărean, care are atâția prieteni, care cunosc într-adevăr, așa cum spune Daniel, este scris în dialectul idiș, un pic mai dificil de tradus. De ce este el important? Din punctul meu de vedere, în primul rând, pentru că avem de-a face cu un manifest, un afiș electoral din 1928, și observăm că în vremea aceea se mergea mai mult pe text și nu pe imagini, așa cum se folosesc astăzi afișele electorale. Sunt mesaje precise de susținere. În al doilea rând, observăm un lucru. La un moment dat, comunitatea ebraică evreiască îi mulțumește lui Iuliu Maniu pentru susținere. Și într-adevăr, Iuliu Maniu a fost primul care a oferit pe listele partidului său locuri pentru a candida pentru Parlamentul României comunității evreiești. În al treilea rând, acest manifest contrazice propaganda comunistă de după 1948, care spuneau despre Iuliu Maniu că a fost antisemit. El demonstrează contrariul. Sigur că domnul Marin Pop a descoperit o scrisoare a seniorului Coposu, prin care demonstrează nu numai că nu a fost antisemit, ci din contra susținut comunitatea evreiască. Ba mai mult, ne gândim cu domnul Daniel Stejărean ca în perioada următoare să începem demersurile ca Iuliu Maniu să fie declarat drept între popoare. Pentru că în 1941 Iuliu Maniu salvează de la moarte un grup de evrei care au trecut, între ghilimele spus, fraudulos, granița. Intervine pe lângă Ion Antonescu și salvează de la moarte, care erau condamnați la moarte prin spânzurare, acest grup de evrei. Un alt lucru interesant, și poate că vorbitorii noștri de astăzi vor dezvolta acest lucru, este cum au aderat la unire minoritățile din Transilvania. Pentru că la 1 decembrie 1918, la Alba Iulia, sigur că au mers românii. Comunitățile, minoritățile care existau în Transilvania au negociat. Și a fost chiar Iuliu Maniu, din poziția de președinte al Consiliului Dirigent, cel care a negociat cu aceste comunități. De exemplu, comunitatea evreiască a aderat în aprilie. Comunitatea sașilor
a aderat în martie. Comunitatea Țiganilor de la Târnăveni, așa se numea Asociația Țiganilor de la Târnăveni, și ei au avut o întâlnire cu Iuliu Maniu și au negociat aderarea lor la Unire. Iată, sunt niște puncte pe care poate am putea să le dezvoltăm. Ar fi foarte interesant, pentru că în cursul anului vom auzi foarte mult vorbindu-se doar despre momentul 1 decembrie. Dar iată că Unirea nu s-a definitivat în 1 decembrie 1918, ci în tot cursul anului 1919 și 1920, aceste negocieri au continuat. Eu mă opresc aici și îi rog pe distinșii noștri vorbitori să dezvolte aceste lucruri. Mulțumesc! Și noi mulțumim, Părinte. Aș dori să dau cuvântul domnului profesor dr. Ioan Ciocean. L-am invitat astăzi să ne fie alături pentru că, așa cum spuneam, a fost cel care a pus bazele muzeului de la Bădăcin. De fapt, domnia s-a pus multe baze în județul nostru, a avut o contribuție și are o contribuție importantă la manifestările cultural-evocative desfășurate pe tot, în tot sălajul. A contribuit, dacă tot vorbim în acest context și de minorități, a fost primul inițiator al Olimpiadei Naționale pe tema Holocaustului în 2005. În 2005. Și pot spune că are foarte multe lucruri de spus, iar în acest context al anului centenar ne bucurăm că a spus prezent în această zi aici la Șimleu Silvanie. Domnule profesor. Preacucernici părinți, distinse autorități, dragi șimleoani, iubiți oaspeți ai Șimleului, iată-ne uniți sub steaua tutelară a Sfinxului de la Bădăcin, Iuliu Maniu, o personalitate unică în istoria poporului român. El a fost, înainte de toate, un valoros om politic, cel mai mare om politic pe care l-a dat Ardealul vreodată. A fost apoi un ardent patriot și un martir al neamului. Ne aducem aminte cu durere că la 5 februarie 1953 se stinge în condiții groaznice la Sighetul Marmației și este îngropat în cimitirul săracilor. Dar mai multe despre aceasta, probabil că o să vă spun mâine la Bădăcin. Iuliu Maniu a iubit foarte mult acest oraș, Șimleu Silvaniei, centrul românismului din epoca modernă, pe care George Barițiu îl numea Brașovul Vestului. Aici a fost vicariatul Silvaniei, cea mai importantă instituție ecleziastică care a ajutat pe toți românii din sălajul istoric, dar și pe cei din județele vecine. Aici a fost școlile românești, băncile românești și marile personalități care au animat mișcarea națională din această parte a Transilvaniei. Sălajul a dat mari personalități dintre români și dintre maghiari și chiar dintre evrei. Cu permisiunea dumneavoastră o să-i amintesc pe 5 dintre aceștia. Simeon Bărnuțiu, cea mai valoroasă personalitate a Ardealului din secolul al XIX-lea, ideologul Revoluției de 1848. George Pop de Băsești, care a fost președintele Partidului Național Român și a impus la începutul secolului 20, ajutat de Iuliu Maniu, activismul politic în mișcarea națională a românilor și lupta pentru unire. Apoi, Iuliu Maniu,
o personalitate de excepție, recunoscut de toți ca omul politic care a învins la București prin exemplul său, prin capacitatea sa și mai înainte de toate prin talentul său de om politic așezat, cumpătat, care a pus înainte de toate interesul național în față și a activat în funcție de condițiile istorice ale momentului. Nu îl putem uita pe cel care a fost Alexandru Șterca Șuluțu, marele vicar al Silvaniei, care din protopop de Șimleu ajunge episcop de Plaj și apoi primul mitropolit în 1853, cea mai înaltă funcție pe care putea să o ocupe un român din Transilvania în acel timp. Sigur că ne oprim asupra seniorului Corneliu Coposu, ultimul mohican al generației lui Iuliu Maniu, care a înfruntat greutățile pușcăriilor comuniste și a fost recunoscut în întreaga lume ca cel mai valoros om politic de la sfârșitul secolului 20 dintre toți românii, deși n-a ocupat funcții înalte, dar a fost un model prin viața sa, prin principiile și valorile la care a aderat. Nu putem vorbi de Iuliu Maniu acum când am pășit, spun eu viguros, în anul centenarului, fără a pomeni generația Marii Unirii. Pentru că în toate prejurările, Iuliu Maniu spunea că cea mai mare realizare a vieții sale a fost unirea tuturor românilor în 1918, atunci când s-a realizat România Mare, sau România Dodoloasă, cum îi spunea un hâtru. Cu permisiunea dumneavoastră, voi aminti oamenii din generația Marii Unirii, liderii cei mai valoroși, Ionel Brătianu la București, regele Ferdinand, Regina Maria, apoi Nicolae Iorga, Tache Ionescu, în Basarabia, Ion Inculeț, Pantelimon Halipa, Ion Pelivan, la Cernăuți, în Bucovina, Ion Nistor, profesor de istorie era și el ca și Ion Inculeț. Apoi Sextil Pușcariu, iar în Transilvania este o adevărată pleiadă, Iuliu Maniu, Vasile Goldiș, Vasile Lucaciu, Teodor Mihali, Alexandru Vaida Voievod, Victor Deleu, George Pop de Băsești și mulți, mulți alții. Personalitatea lui Iuliu Maniu are o dimensiune patrup, în sensul că el a fost un om politic de talie europeană. A fost apoi un politician de valoare națională, a fost un om al Transilvaniei în gândire, cugeri și acțiune și nu în ultimul rând a fost un sălăjan, pentru că aici s-a format ca om în climatul de credință al vicariatului. Bunicul său, Demetru Coroianu, era vicarul Silvaniei. Apoi tatăl său a fost nepotul lui Simeon Bărnuțiu. Și exista aici în Sălaj o mare efervescență națională în acest oraș. Poate că mă întrebați de ce. Pentru că aici populația era dispusă proporțional. Români, maghiari, evrei, sigur că au fost și slovaci, au fost și romi,
dar toți au trăit în bună înțelegere, au avut o viață spirituală și au gândit în termeni democratici moderni. Cinste orașului dumneavoastră. Acum, Iuliu Maniu are în viața sa mai multe momente cruciale. În primul rând, s-a implicat în mișcarea memorandistă, pentru că memorandumul din 1891 a fost redactat în faza lui definitivă în casa din dealul Țarinii de la Bădăcini, de către Iuliu Coroianu, unchiul de mamă a lui Iuliu Maniu, el l-a și botezat, de-aia era numele Iuliu, și de către Vasile Lucaciu. Odată cu afirmarea în viața politică a lui Iuliu Maniu, Centrul Mișcării Naționale a Românilor din Sălaj se mută de la Băsești la Bădăcini. Apoi, trebuie să amintim anul 1805, când se va impune activismul politic, George Pop de Băsești devine președintele Partidului Național după moartea lui Ioan Rațiu. Dar Rațiu a fost adeptul pasivismului, să nu participe în Parlamentul de la Budapesta, în timp ce Iuliu Maniu va susține cu George Pop de Băsești activismul politic. L-a ajutat foarte mult pe George Pop de Băsești, a participat apoi la discuțiile ministeriale cu ministrul Tisa, la congresele naționalităților din Imperiul Austro-Ungar. A izbucnit primul război mondial și Iuliu Maniu este dus pe front, deși el trebuia să nu fie mobilizat pentru că avea funcția de jurist consult a Mitropoliei Plajului și prin lege era scutit de aceasta. Va fi trimis în nordul Italiei, unde va deveni capitan, va fi chiar și rănit, dar de acolo ținut legătură în permanență cu membrii Partidului Național Român din Transilvania, în primul rând cu George Pop de Băsești, și nu s-a trecut niciodată peste acțiunile sale deosebite pentru mișcarea națională a românilor. Deviza românilor devine, la sfârșitul primului război mondial, soarele pentru toți, românii de la București răsare, pentru că toate naționalitățile din Imperiul Austro-Ungar vroiau state independente sau să se unească într-un stat modern. Românii aveau o șansă în plus că exista România Mică, cea creată de Alexandru Ioan Cuza în 1859 și apoi modernizată de regele Carol I. În timpul războiului, Iuliu Maniu a fost un adevărat model ascultat de soldații săi din subordine. Mai mult decât atâta, atunci când au apărut condiții pentru realizarea idealului național, el s-a adresat cu fermitate tuturor fruntașilor naționali pe care i-am pomenit aici. Au fost momente deosebite pentru întreaga Europa, atunci când s-a prăbușit războiul, s-au prăbușit și marile imperii, Imperiul Otoman, Imperiul Țarist și Imperiul Austro-Ungar. Sigur că nu putem trece peste punctele lui Wilson, președintele Statelor Unite, care a sprijinit lupta popoarelor din Austro-Ungaria ca să-și formeze state naționale pe principiul autodeterminării. Iar atunci când ultimul
împărat Habsburg se adresa națiunilor cu manifestul către popoarele mele credincioase, românii au crezut altfel, că ei se vor uni cu frații lor de la București. L-a criticat și pe Aurel Cepopoviș, cel care crease o vestită doctrină și a scris o carte foarte citită în epocă și apreciată de Franz Ferdinand, cel care a fost împușcat la Sarajevo. Se numea Statele Unite ale Austriei. Maniu n-a împărtășit această idee. A susținut formarea Comitetului Național Român Central din 12 membri, 6 din Partidul Național Român, 6 din Partidul Social Democrat. În același timp, a fost de acord cu stabilirea capitalei de moment a Transilvaniei la Arad, acolo unde Ștefan Ciciopop a pus la dispoziția Mișcării Naționale a fruntașilor români casa sa. Era și un oraș cu vederi progresiste, un oraș cosmopolit, Aradul, ca și astăzi, de altfel. El este apoi Iuliu Maniu, omul care a gândit cu un pas înaintea celorlalți. La Viena, atunci când oamenii au auzit, după capitularea din pădurea de la Compiègne din 11 noiembrie 1918, că războiul s-a sfârșit, au început jafurile. Iuliu Maniu a luat legătura cu autoritățile, cu edilii orașului și a spus: cu militarii mei o să apăr orașul, oamenii și bunurile acestora, cu o condiție: să-mi dați vagoane și locomotive să-mi duc oamenii în Transilvania. El știa că e nevoie de bărbați experimentați care să intre în gărzile naționale române sau în consiliile naționale române. Mulți dintre militari au venit cu puștile acasă și le-au folosit. În acele timpuri, sigur, fiind apărând bunurile și apărând viața oamenilor. Apoi, când s-au purtat discuțiile între oscariașii, trimisul statului maghiar la Arad, el a avut celebra frază. Când l-a întrebat oscariașii, ministrul naționalităților, de altfel, cu care se cunoștea foarte bine, ce doresc românii din Transilvania, el a răspuns: Shemit, Cioptes, El Socodaș. Nimic decât ruptură definitivă, pentru că noi ne unim cu frații noștri din regat. Mulți au spus apoi că printr-o frază Iuliu Maniu a dărâmat un imperiu. La Marea Adunare Națională de la Alba Iulia a rostit epocalele cuvinte: nu vrem să devenim din asupriți asupritori. Vrem un regim democratic și egalitate pentru toți fiii țării, indiferent de naționalitate și religie. Apoi el a fost cel care, după ce a fost citită rezoluția Marea Unire de la Alba Iulia, a solicitat să fie recitită mulțimii de 100.000 de oameni de pe câmpul lui Horea, între care și Emil Hosu a citit, Iuliu Hosu, iertați-mă, viitorul cardinal. Dar mulți confundă și spun Câmpia Libertății de la Alba Iulia. La Alba Iulia este câmpul lui Horea. Câmpia Libertății este la Blaj, acolo unde a activat Simion Bărnuțiu în 1848. A fost ales președintele Consiliului Dirigent. Într-o perioadă extrem de grea, 1918-1920, armatele române au pătruns atunci în Budapesta, când au înlăturat regimul comunist al lui Béla Kun.
Știți că Belacun era sălăjan, era din Lelei, feciorul notarului evreu din satul respectiv. Iuliu Maniu apoi a ajutat procesul de integrare în structurile României mari, a devenit prim-ministru, a luptat împotriva regelui Carol al II-lea când a instaurat dictatura, spunându-i în față: Maestate, ai distrus democrația în țară. În același timp, l-a criticat și pe Ion Antonescu când a continuat războiul dincolo de Nistru. I s-au reproșat și lui Iuliu Maniu faptul că l-a adus pe Carol al II-lea în țară în 1930, că a semnat pactul de neagresiune electorală cu tinerii liberali al lui George Brătianu și cu legionarii lui Corneliu Zelea Codreanu. Dar a rămas în țară până la sfârșit. El a câștigat alegerile din 1946 cu 80%. A fost apoi arestat și a început calvarul vieții sale. Să nu-l uităm niciodată, fie că această zi închinată Sfinxului de la Bădăcini să aducă în casele noastre bucurii, înțelegere, pace și dorința de prosperitate, indiferent în ce limbă spunem cuvântul mamă sau pâine. Dumnezeu să ne ajute. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim, domnule profesor, încă o dată pentru prezentarea pe care ați făcut-o, dar și pentru prezența astăzi la Șineu Silvaniei. Înainte să trecem la următoarea prelegere, dați-mi voie să-l invit pe preotul George Mureșan, preotul, nu, băietul, îmi cer scuze, pe băietul nostru, v-am făcut și preot. În acest context în care avem și foarte mulți preoți alături de noi, dați-mi voie să vă ofer ocazia să ne citiți. Am înțeles că este o poezie. Poezie dedicată lui Iuliu Maniu, atât cât știu eu, dar e modul în care am văzut eu, nu se poate discuta, nu se poate contesta ce rol a avut în unirea noastră. Poezia se cheamă Făuritor de țară. Tu te-ai stins precum o lumânare, cu o dorință vie și un sfânt ideal. O Românie mare aici, între votare, și ne-a prins scumpul tău ardeal. Și ei drept mulțumire pentru tot ce ai făcut cu dragostea ta mare, făuritor de țară și mare patriot, te-au dus la Sighet, la închisoare. Scuze. În beciurile reci și fără de lumină, te-au schingiuit și te-au înfometat, sperând să îți găsească vreo vină, că iubeai țara asta necondiționat. Ți-au luat trupul plăguit și obosit de atâtea încercări și patime amare, într-o groapă comună l-au azvârlit, dar spiritul tău nici acolo nu moare. Te-ai dus din lume așa cum tu erai, cu demnitatea leasă și cu mândrie, să veghezi de acolo de sus din rai unitatea noastră în Sfânta România. Mulțumim mult poetului George Mureșan pentru acest moment. Dau în continuare cuvântul domnului profesor Silviu Junjan de la Școala Gimnazială Silvania să ne prezinte un scurt material referitor la personalitatea lui Iuliu Maniu. Bună ziua, onorate autorități, onorat auditoriu. În acest an 1918 trebuie să ne amintim cu drag de înaintașii noștri și mai ales de Iuliu Maniu, care s-a născut, după cum știm, la 8 ianuarie 1873 în orașul nostru. Este cetățeanul de frunte al orașului nostru, este un exemplu pentru noi. Gândindu-ne la biografia sa, desprinzând din acțiunile sale politice calitățile sale, putem concluziona.
încă din 1892 a jurat, la începutul carierei sale politice, să-și pună întreaga energie în slujba neamului românesc. Mai târziu, în preajma desfășurării primului război mondial, își face datoria față de Imperiu, mergând pe front, refuză să semneze în 1914 o declarație de supunere față de Ungaria sau o declarație prin care se cerea României să intre alături de Austro-Ungaria în război. Este foarte curajos în toamna 1918, când în 2 noiembrie, practic viața sa a fost pe muchie de cuțit, ducându-se la ministrul de război, baronul Stögersteiner, cerând spații în Viena pentru ostașii români. Reușește într-adevăr să îi organizeze pe toți ostașii români în Viena, ajutând să se elibereze capitalele Viena și Praga să fie ordine. De asemenea, după ce formează Senatul Român, după ce organizează Comitetul Național Român Central, se vor ocupa și de gărzile naționale, cei care îl ajutau pentru a realiza în Transilvania ordinea, pentru a realiza disciplina atât de necesare în condițiile unei disoluții a fronturilor, în condițiile unei disoluții a statului. Dacă până la proclamarea independenței Ungariei și Austriei, românii poate se mai gândeau la nivel de elită politică că am putea trăi alături de Austria, ținând cont de anumite idei care circulau legate de federalizare, în momentul separării Ungariei prin independență, românii clar au optat în mod hotărât pentru unirea cu Bucureștiul, pentru unirea cu România, pentru că noi nu puteam fi în cadrul statului maghiar, un stat care ne deznaționaliza, un stat care ne desconsidera ca națiune, ca români. Poziția sa intransigentă, foarte corectă din punct de vedere a drepturilor românești din 1914, când nu a făcut niciun compromis în ianuarie 1914, a dus la ruperea negocierilor cu autoritățile maghiare. Fapt ce l-a ajutat mai târziu să-și continue aceeași linie politică. Curajul său a fost dovedit de-a lungul anilor după ce devine deputat. El protestează în 1908 cu ocazia dispariției unei pietre de la Blaj, când autoritățile n-au făcut nimic să fie găsită o piatră în cinstea lui Avram Iancu și crucea lui Iancu de la Blaj. A protestat în 1909 împotriva introducerii limbii maghiare în armată și s-a dat dreptate, ordinul a fost revocat ca de Franz Ferdinand. De asemenea, curajul lui s-a manifestat în toamna 1918 în organizarea gărzilor naționale, în organizarea și preluarea Ardealului de către români. Contribuie la organizarea în mod foarte bun a adunării naționale de la Alba Iulia din 1 decembrie prin negocierile pe care le face cu autoritățile statului maghiar să se poate desfășura în condiții ordonate, în condiții în care să fie totul în siguranță. Adunarea de la Alba Iulia se face pe fieful său politic, care este Alba Iulia, și se face pentru a evita discuțiile dintre ortodoxi și greco-catolici legate de alte orașe. La textul rezoluției de Alba Iulia își aduce contribuție, perfecționându-l și în care își ilustrează concepția sa politică de a acorda drepturi și minorităților libertăți, de a contribui la dezvoltarea economiei, de a contribui la dreptate socială. Devine practic prim-ministru Transilvaniei în 2 decembrie 1918 și va instaura ordinea în 1919, fiind ajutat și de secretarul de la interne, Victor Deleu, prietenul său din Pericei, care a contribuit și el la realizarea Unirii prin acțiunea voluntarilor transilvaneni în 1917-1918. Concepția lui Iuliu Maniu se poate rezuma la faptul că el este un democrat convins, este un negociator desăvârșit, are calitățile deosebite de tact, de răbdare, îi respectă pe ceilalți, el își exprima în dialogurile cu apropiații,
faptul că pe fiecare trebuie să avem răbdare, să înțelegem, pe fiecare trebuie să avem în considerare că are calități și defecte și să apreciem în acțiunea sa. Și-a dovedit curajul în atâtea rânduri. El a acționat împotriva bolșevismului, fiind practic un anticomunist convins și a și spus acest lucru de-a lungul anilor. Doar într-o zi am închis în timpul Revoluției lui Bela 6.000 de comuniști și normal că aceștia nu mă iubesc, fapt ce se va dovedi cu timpul, mai ales după 1946, mai ales în 47 funcționarea de la Tămădău, întărârea în închisoare și mai apoi condamnare pe viață practic la închisoare, lucru care din păcate l-am constatat că s-a întâmplat toată elita României care a luptat împotriva comunismului în perioada interbelică. Iuliu Maniu rămâne așadar un exemplu de verticalitate, de integritate, de moralitate, un exemplu politic și dacă în 46 presa comunistă, cu ocazia procesului său, sau mai târziu în 47, considera că a fi manist este o mare acuzație, în prezent, când se poate cerceta în mod liber tot trecutul său, există acces la documente, mai există încă persoane care l-au cunoscut, a fi manist înseamnă, și sperăm să devină într-adevăr cu timpul, o calitate care să însemne spirit democratic, care să însemne toleranță, care să însemne iubire față de țară, care să însemne lupta pentru o Românie mare, cam tot ceea ce a făcut Maniu prin acțiunea sa din toamna 1918, prin faptul că a contribuit la realizarea României mari, el, cu 1 decembrie, îndeplinește visul românilor de a avea un stat care să-i cuprindă pe aproape toți românii. Și, într-adevăr, putem considera că, din punct de vedere geografic, din punct de vedere a suprafeței țării, nu Transilvania și celelalte provincii se unesc cu România, ci România se unește cu acestea. Există interpretări de asemenea nuanță în ultimele cărți de istorie publicate în ultimii ani. Faptul că, practic, suprafața țării de la 137.000, cât o avem la începutul anului 1918, prin alipirea Basarabiei la 27 martie, prin alipirea Bucovinei la 28 noiembrie, prin unirea Transilvaniei la 1 decembrie 1918, avem suprafața de 295.000 km² cu 16 milioane de locuitori. Deci, practic, se dublează suprafața țării prin acțiunile acestor patrioți. 1 decembrie aduce îndeplinirea idealului românilor, ceea ce la 1700 era în sufletul marilor boieri luminați ai țării, devine cu 1 decembrie o realitate politică, o realitate geografică și o realitate economică, România mare. Să facem în așadar și în acest an ca acțiunile lui Maniu, prin exemplul său, să ne fie o călăuză vie și să avem întotdeauna un gând bun, îndreptat, luminos față de această personalitate deosebită a țării, a sălajului și a orașului nostru în ultima instanță. Mulțumesc! Mulțumim, domnule profesor! Menționați la un moment dat despre minoritățile naționale, aici putem să menționăm germanii, evreii, maghiari, slovacii, chiar și Roma și Sinti, spunea părintele Bors, care au subscris acestui ideal de unire al tuturor românilor, au subscris prin declarații publice și au făcut public acest lucru. Este și tema următorului discurs pe care îl vom audia. Îl invit pe cercetătorul științific dr. Marin Pop de la Muzeul de Istorie și Artă al județului Sălaj să ne edifice în acest context și să ne spună și câteva lucruri referitoare la această situație a minorităților și Iuliu Maniu. Mulțumesc! Eu aș porni de la ideea că în 1997, împreună cu domnul profesor Jean și Costelaș,
am încercat să organizăm la Șimleu un muzeu. Poate se va realiza cândva un muzeu, fiindcă Șimleu merită de ce. S-a amintit aici că în 1910 s-a înființat vicariatul Silvaniei, cel care practic a condus mișcarea sau emancipare. Deci anul 1918 n-a fost un act întâmplător. Aici, la Șimleu, Silvanie, au existat asociații culturale care au condus mișcarea românească. S-a amintit aici de Alexandru Ștercașuluți, domn profesor Ciocean, chiar a scris o carte, acea întâlnire memorabilă la 10 ianuarie 1950, când practic s-au pus bazele învățământului confesional în Sălaj. Apoi s-au înființat în timpul bunicului lui Iuliu Maniu, a vicarului Dimitru Foroianu, reuniunea învățătorilor români sălăjeni, despărțământul Astrei și apoi în timpul vicariatului lui Olimpiu Barboloviciu, reuniunea femeilor români sălăjene. Deci au existat aceste asociații culturale prin care, nu întâmplător, i s-a spus Șimleului Brașovul Vestului. Șimleul a fost și, eu spun că încă mai este, centru cultural românesc al Sălașului. Apoi, la 1918, Șimleul a dat personalități de mare valoare. Periceu, de exemplu, a fost reprezentat familia de Leu de 4 persoane. Au fost Ioan și Victor de Leu, cumnații Lazar Maior și Nicolae Mutiu. Familia Maniu din Bădăcini a fost reprezentată de 5 persoane. Desigur, Iuliu Maniu, apoi fratele său Casiu, unchiul Iuliu Coroianu, sora sa Cornelia, călugărită Cecilia, din partea reuniunii femeilor române sălăjene, și nepotul Ionel Pop, care a fost unul dintre secretarii mare adunări de la Alba Iulia. Acum, în ceea ce privește, să spunem, cariera politică sau atitudinea lui Iuliu Maniu, că aveți în față un exemplar, un apel. Iuliu Maniu niciodată nu a fost un om al extremelor. În 1924, de exemplu, toți erau împotriva comuniștilor să fie legea Mărzesc, dacă ați auzit, să fie trecut în ilegalitate Partidul Comunist. Apelul care îl aveți în față este din 1928, când Iuliu Maniu, conform indicațiilor electoratului, este chemat să formeze guvernul. Și atunci s-a aliat. A făcut un pact electoral cu germanii, cu evreii, cu toți cei care au dorit să se alieze cu Partidul Național Țărănesc și a fost cel mai mare scor, să spunem, electoral, 77,76% din procentul electoral. Apoi, desigur, mergând mai departe cu acest manifest electoral, în arhivele CNSAS-ului am găsit o scrisoare în care Iuliu Maniu era acuzat de antisemitism. Și atunci, secretarul său, desigur, Cornel Popov, a spus, un om mort nu se poate apăra. Și atunci a luat această atitudine, o recenzie care a apărut la o carte din Israel, care a spus că de la 48 până la Iuliu Maniu, poporul român a fost antisemit. Și cu argumente, un articol care l-am publicat în Caietul Silvane,
explică și demontează această idee. Practic, Iuliu Maniu n-a fost antisemit, dimpotrivă, i-a salvat pe mulți. Pe mulți evrei, să ne aducem aminte că secretarul general al PNC-ului era evreu, maghiar. Secretara personală al Iuliu Maniu, Clara Romanos, Maier, era de origine evrei. Și în timpul, în această scrisoare, în timpul rebeliunii legionare, și Iuliu Maniu, și Cornelio Coposu și mulți alții i-au salvat pe evrei. Și credem că afirmațiile care s-au spus în acea scrisoare, de la pași 18 până la Iuliu Maniu, românii sunt antisemiți, nu credem că este adevărată și se poate demonta. Și în perioada antonesciană, când a reușit Cornelio Coposu și Iuliu Maniu au avut de suferit, amintește, de exemplu, și amintirile lui Ioan Boilă sau Matei Boilă, o întâlnire memorabilă între Iuliu Maniu și Antonescu, în care salvează, de exemplu, atunci pe 38 de evrei care au trecut, pe ghilimele, fraudulos la Turda, în România Mare. Și Iuliu Maniu spune, nu au trecut frontiera, fiindcă noi nu recunoaștem cedarea ardealului. Așadar, sunt absolviți. Și pe ei, și pe mulți alții, și în amintirile în care spune Zaharia Boilă, dar zice, în 40, când a fost ucis Iorga, Magiarul n-a intervenit pentru tine. Nu, n-a, pentru mine n-am intervenit, dar de ce a intervenit pentru evrei? Fiindcă nu are cine să-i apere și a apărat. Problema care se pune și s-ar discuta de ce această generație de aur a Marii Uniri a sfârșit tragic în închisorile comuniste. Am fost în octombrie, noiembrie, arhivele CNSAS-ului și ne îngrozim de ce vedem acolo, cum a fost dat afară din casă Cornelia Maniu, de exemplu, cum a murit la canal Ioan Osia, și cred că acest an centenar a trebuit să ne aducă, să ne oferă șansa să reabilităm, în primul rând, memoria lui Iuliu Maniu. Și să prețuim, da, și să vedem că atunci când seniorul Coposu a murit, trei zile l-am apreciat, când regele Mihai s-a dus la domn, l-am apreciat de zile, acum nu mai aud de nimeni, și să sperăm că după 1 decembrie 2018, când vom trage linie, să nu bifăm, s-au organizat acțiuni și nu am reușit să facem nimic. Mulțumim mult pentru această intervenție. Eu cred că pentru noi toți, astăzi și nu doar astăzi, reprezintă un pas spre unitate. Iată-ne ajunși la finalul acestei intervenții. Vrem să dăm ocazia și celor prezenți în sală, dacă doriți să interveniți, să ne spuneți câteva impresii, gânduri. Pe mine m-a frământat de multă vreme, pentru că am făcut la un moment dat greșeala să spun că Iuliu Maniu s-a născut la Bădăcin și știu astăzi a spus-o Silviu Junjan, s-a născut la Șimleu Silvaniei, și doar așa cred că suntem capabili să învățăm. Să învățăm despre cei care ne reprezintă, ne-au reprezentat și au făcut-o cu succes. Și așa cum spune, într-adevăr, profesorul Ciocean ne-a dat o țară.
Noi vă mulțumim pentru participarea la acest eveniment. Vă invităm alături de monumentul lui Iuliu Maniu din centrul orașului Șibleu Silvaniei să spunem o rugăciune și să depunem un buchet de flori în memoria lui. Fie memoria binecuvântată. Iuliu Maniu este cetățean de onoare al Șibleului. În 8 ianuarie 1933, nu post-mortem. Post-mortem e la Pelicei. Și fraza că continua. Și nu al doilea, la cincilea copil al familiei Maniu. Foarte frumos, mulțumim. Mai avem o intervenție. Fiind mult despre Iuliu Maniu, mi-am propus să vorbesc foarte puțin în acest an. Și să mă gândesc mereu la ceea ce spunea Maniul lui Nicolae Iorga. E ușor să scrii istorie, este mai greu să o faci. Dar pentru că Marin Pop a spus câteva lucruri, nu pot să nu spun și eu că prin toată țara, pe unde mergem, ne întâlnim și cu istorici, și cu profesori, și cu tot felul de... Deci categorii diferite de public. Și foarte mulți nu-l cunosc pe Iuliu Maniu. Și mi-am dat seama de ce nu-l cunosc, pentru că și noi acum, încercând să adunăm documente, tot ce se poate găsi despre Iuliu Maniu, în toată țara, la edituri și peste tot, ne-a fost dat să cumpărăm o carte cu lucruri neadevărate despre Iuliu Maniu. Bineînțeles și în acea perioadă, că și acum se încerca discreditarea marilor oameni. Dar vreau să vă spun și șimleoanilor două bucurii mari. Pentru Iuliu Maniu, pentru Șimleu, pentru Sălaj și pentru România. După ce le-am vorbit din documentele noastre despre Maniu, în 8 ianuarie, sau înainte de 8 ianuarie, foarte mulți colegi din țară ne-au rugat să le trimitem chiar și imnul lui Iuliu Maniu, scris de Ion Pop, și s-a cântat în 8 ianuarie, cred că pentru prima dată în România, în foarte multe locuri din țară, imnul lui Iuliu Maniu. Și de asemenea, o bucurie mare pe care am trăit-o zilele acestea, în 15 ianuarie noi am lansat concursul național România la 100 plus 100, unde chiar la început am pus un gând al lui Iuliu Maniu, cel prin care spunea că realizarea unității naționale este cel mai mare triumf al națiunii române. Și ce credeți că s-a întâmplat în România? Deja se scrie. Și prima lucrare pe care am primit-o la Biblioteca Județeană din județul Caraș-Severin Parcă, spune cam așa, în 2118 noi vom reuși să fim uniți și vom reuși să fim stăpâni și mândri în România dacă în fiecare dintre noi va fi un Iuliu Maniu. Nu o să vă mai spun mai mult din această lucrare, neimpresionați și credeți-mă, dacă spiritul lui Iuliu Maniu, caracterul său, îl vom transmite nu doar așa la întâlniri unde suntem cam aceiași și știm adevărul, fiecare în locul lui și fiecărui copil, fiecărui tânăr îi vom transmite asta, atunci da, la 1 decembrie 2018 ne vom putea duce mândri la Alba Iulia. Felicitări și Șimleu pentru ce neamul, ce nume al dat neamului românesc, iar noi ceilalți suntem datori să transmitem aceste nume și mai ales faptele pe care aceștia le-au făcut. Eu vreau să întreb la cinstitele fețe bisericești. Nu cred că se știe că pe Iuliu Maniu primul prenume îl chema Dumitrie, după bunicul. Dar nu și-o sărbătorea aici, ci la București. În sud este mai cinstit Sfântul Dumitrie, 26 octombrie. Nu cel 96. Vreau să subliniez și nu vreau să abuzez de răbdarea dumneavoastră. Prima, am primit mai multe telefoane, scrisori. De ce ți-a venit ideea să facem mormântul simbol de la Bădăcini? Și vă spun două lucruri. Eu și astăzi mai cred că odată o să-i găsim osemintele. Pentru că acel mormânt, l-ați văzut și dumneavoastră, are o trapă la mijloc, pe unde am introdus pământ adus din cimitirul săracilor, acolo unde era și Părintele Ghiurco, era și de față regretatul profesor doctor Pușcaș. Omul ne-a spus, era iarnă,
Au adus un om mic, mi-au spus că este Maniu, ce era într-un strujac. Și am săpat, că am avut și hârleț, am avut și târnacop, dar la un moment dat n-am mai putut. Am săpat cam 70-80 de centimetri, nu știu ce s-a întâmplat cu corpul său. De unde mi-a venit dragostea față de Maniu? În primul rând, nu mi-a plăcut nici la facultate, nici la liceu, cum se vorbea despre Iuliu Maniu. Ce scrisese Roller despre el, acel pseudo-istoric, că nu era istoric, care a deformat istoria noastră. Săracul, până la urmă, s-a sinucis când și-a dat seama ce s-a întâmplat. Dar eu am avut o șansă să lucrez 4 ani de zile în Bădăcini, de unde veneam mereu la Bădăcini și oamenii mi-au spus foarte multe lucruri despre Iuliu, despre Iuliu Maniu. Și în al doilea rând, am făcut teza de doctorat cu Vicariatul Silvaniei. O carte care merită să o citiți și dumneavoastră, pentru că în centrul ei este orașul și bleul Silvaniei. Și atunci am aflat, de fapt, atâtea lucruri despre familia Maniu, despre șibleu, despre oamenii minunați al acestor locuri, unde am făcut și prima olimpiadă de holocaust din lume și pe urmă, sigur că mi-am luat-o eu în nas, în freză, că după 3 zile a fost schimbat ca inspector școlar. Vă mulțumesc! Dumnezeu să fie cu mine! Referitor la osemintele marului om politic, în arhivele CNSAS-ului am găsit, de exemplu, că în anii 70, părintele Bosie, lui Mihalache i s-au dat alte oseminte, lui Ion Brătianu sau lui Gheorghe Brătianu alte oseminte, dar din fericire pentru familia Maniu, domnul Ioan Boil este medic și i s-a dat osemintele unei femei. Să sperăm că urmă... Maniu a avut fracturat un picior. Și când au adus osemintele, calusul, osul vindecat, era pe celălalt picior. Și de aici au dat seama că nu pot fi ale lui Iuliu Maniu. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste clipe de înălțare spirituală pe care le-am avut în această oră și jumătate. Sigur că probabil dintre dumneavoastră ați vrea să vorbiți în acest moment, dar din respect pentru militarii care stau la monument și faptul că este ora jumătate, 1:30, eu vă propun să mergem la monument acum. Și evident că probabil ne vom întâlni mâine la Bădăcini și mulți dintre dumneavoastră veți putea să vă exprimați un punct de vedere acolo, acasă, la Iuliu Maniu. Mie nu mai rămâne decât să mulțumesc familiei vor pentru implicare, autorităților locale și partenerilor noștri. Mulțumim!